Manifestările au debutat la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, acolo unde a avut loc o slujbă religioasă de pomenire la mormintele regilor, oficiată de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți, după care au fost depuse coroane și gerbe de flori la mormintele suveranilor Mari Uniri de la 1918, Ferdinand și Maria. A dat Domnul ca prin jertfa ostașilor români căzuți pe toate câmpurile de luptă, ca să apere țara dată de Dumnezeu ca binecuvântare, pentru că Dumnezeu a dat popoarelor anumite spații, deci popoarele sunt binecuvântate de Dumnezeu ca într-un mozaic superb. Anul acesta, 1 decembrie, s-a dorit a fi sărbătorit cu mare fast la Curtea de Argeș și programul manifestărilor a fost mult mai bogat comparativ cu anii anteriori. Astfel, evenimentul a continuat pe platoul din fața Bisericii Domnești, acolo unde argeșenii au putut vedea o interesantă expoziție de tehnică militară din dotarea unității de vânători de munte. De la detașamentul de pompieri și de la jandarmi, nu au lipsit nici alocuțiunile oficialităților civile și militare. 1 decembrie este cea mai potrivită zi pentru a ne uita cu mândrie și recunoștință spre trecut, pentru a analiza în mod obiectiv prezentul și pentru a privi optimist spre viitorul nostru european. Provocarea noastră a tuturor românilor este ca în perioada următoare să transpunem tot ce e bun în noi și tot ce ne unește într-un proiect de țară în care să credem cu toții, pentru care să muncim cu toții și de rezultatele căruia să beneficiem cu toții. La mulți ani, popor român! La mulți ani, România! La mulți ani, Curtea de Argeș! Este o zi deosebită pentru noi. Mă bucur că sunteți în număr atât de mare să sărbătorim împreună această zi specială. Vreau să vă îndemn să îndemnați copiii dumneavoastră să iubească România. Toți trebuie să iubim România. În această zi ne amintim de cei care de bună voie au luptat și s-au jertfit pentru a ne asigura o țară. Au reușit acest lucru și ne-au lăsat o țară, niște tradiții, un drapel de luptă și ne-au mai lăsat foarte multe lucruri pe care noi astăzi le putem folosi. Manifestările au continuat cu depuneri de coroane și gerbe de flori de către membrii tuturor partidelor politice. De asemenea, de la acest eveniment nu au lipsit nici reprezentanții instituțiilor de învățământ. Ceremonialul a luat sfârșit cu defilarea unei subunități de vânători de munte a jandarmilor, a pompierilor și a paramedicilor SMURD din cadrul detașamentului din Curtea de Argeș, de pe platoul de la Biserica Domnească până la Monumentul Veteranilor de Război de la Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu. De asemenea, fanfara de la Teatrul Alexandru Davila a susținut un recital.